Și domnilor, bine v-am găsit la ora de business. Începem ediția din această seară cu vești proaste pentru trei oameni bogați din România care s-au descurcat cum s-au descurcat sau nu s-au descurcat cu fiscul, că poate de-aia au și vrut să ajungă la putere, dar cu băncile situația este mai complicată. Vedeți dumneavoastră, băncile în momentul în care dau de pierdere, cum v-am povestit în zilele trecute, încep să vândă și să o facă la modul serios. Îi vedeți pe unii dintre ei, cred că îi și cunoașteți, haideți să-i luăm pe rând și să vă dau câteva explicații. În primul rând, în partea asta, Robert Negoiță, primarul sectorului 3, fiscul, dar Credit Europe Leasing au scos la vânzare 15 terenuri situate în localitatea Popeșilor Deni, în Ilfov, în valoare de peste 2,6 milioane de euro. Blocurile de locuințe construite pe teren nu sunt însă executate stilit. Asta o spun pentru cei care au apucat să cumpere din apartamentele alea făcute de frații Negoiță pe persoană fizică. Asta e de fapt problema fiscului, pentru că în mod normal cei care au cumpărat casa au cumpărat și terenul pe care s-a construit. Urmează apoi Cristian Băureanu, care este executat silit pentru datorii de aproape 1,8 milioane de euro. Marfin Bank, Unicredit și Banca Transilvania au scos la vânzare 5 imobile și terenurile aferente acestora, toate în sectorul 3 din București. Și în fine, Irinel Columbeanu vede altfel situația acum prin gaura cheie, este în situația de a pierde 56 de terenuri și păduri în suprafață totală de peste 280.000 de metri pătrați. Aș, înainte de a vedea detaliile acestei afaceri destul de urâte, așa rușinoase, dacă stai să te gândești, aș vrea să fac doar scurte precizări. În momentul în care s-a pus problema TVA-ului, pe care unii dezvoltatori l-au făcut pe persoană fizică și nu l-au colectat, hai că au fost presiuni politice, meciuri, caftel, interpretări ale legii, puteai să zici orice. În momentul în care ai făcut credit la bancă și nu ți-ai plătit rata, tu, milionar și om politic, primar sau ce-i fi, trebuie să știi că eu, care sunt un plătitor de bună credință, îți plătesc de fapt ție rata. Cele mai mari datorii neachitate și pe care fiscul și băncile încearcă acum să le recupereze prin executări silite sunt cele ale lui Robert Negoiță, primarul sectorului 3. 15 imobile și terenuri din Popeștele Ordeni vor fi scoase la licitație pe 26 noiembrie. Valoarea acestora este estimată la 2,6 milioane de euro. Tarlaua 4, da, este una dintre cele mai mari și aici avem executat un puz unde s-au făcut niște construcții, pentru că tot această suprafață, tarlale 1, 2, 3, 4 și 5, sunt situate în extravilanul localității. Un alt datornic executat silit este Cristian Băureanu. Acesta împreună cu soția sa este executat pentru datorii de aproape 1,8 milioane de euro. 5 imobile și terenurile aferente sunt scoase la vânzare de către Marfin Bank, Banca Transilvania și Unicredit Siriac. Toate sunt în sectorul 3 al capitalei, iar suprafața totală a acestora este de aproape 4 hectare. Terenurile au fost evaluate la 1,8 milioane de euro. Ne așteptam ca datoriile să fie plătite înainte de a se demara procedura de executare silită. Termenul scurs din momentul în care se emite titlul executoriu și până când are loc prima licitație este mai mare de 4 luni, deci o perioadă de timp suficientă încât să ajungă cu datoriile la zi. Și Irinel Columbeanu va rămâne fără 3 terenuri pe care le avea în comuna Moara Vlăției. Valoarea acestora a fost estimată la 151.000 de euro. Prețul acestora este însă mai mic cu 25% față de estimarea inițială, având în vedere că nu este prima licitație organizată pentru a vinde aceste terenuri. Firmele deținute de Columbeanu au și ele datorii pentru care vor fi executate. 56 de terenuri cu suprafețe cuprinse între 900 de metri pătrați și 10.000 de metri pătrați vor fi scoase la licitație pe 27 noiembrie. Acestea sunt în comuna Ciolpani, iar valoarea lor este estimată la 1,56 de milioane de euro.